dimineața, dragii mei, și bine ați venit la continuarea clipului de ieri, pe care l-am lăsat așa în aer, pentru că m-am dus și m-am întâlnit cu prietenii mei și cu Nori. Am stat și noi la o vorbă, la o ceva, și ne-am bucurat de aerul tare de la munte. Azi dimineața ne-am trezit foarte devreme, ne-a dus cineva cu mașina, am mai scăpat de o cheltuială, ca să zic așa, că aici îl veți atât de puțin pe spate, și astăzi facem traseu. Asta am așteptat de când am venit. Ce mai mare. Ia, la care? Uite-l pe care ni le-am ales. Uite-l pe ăsta. Uite, de aici luăm bilete. Două cări. 30, thank you. 37 de bănuți. De ce? A, este telescaun. De ce telescaun? De ce? Hai mă că ești cu mine, ce ai? Înălțime. Dar nu e înalt. Vreau să vă mai arăt cât de frumoși sunt banii aici, nu i-am văzut niciodată. Sunt cei mai colorați bani, francești, elvețieni. Scuzați, m-am întins cu intro-ul. Vizionare plăcută. Și jumătate fix. Cabina a pornit, telescaunul. Noi și toți bătrânei suntem aici la traseu, dar noi bine. Bătrânei de-a vinerea cu părul alb. Am aflat aici că suntem în Valea Engadin și masivul se numește Bernina. Să păstrez ăsta. Nu mai coborăm cu el. Haide, ce-ai făcut tu de asta mic? E ca la Azuga. Not Jaffer! Da, limba asta e germană stricată. Deranjează o dată, dar mai înțeleg că o trebuie. Dacă e caz. Dacă e caz, e posibil de asta mai lent și înțeleg. Păi, dacă e caz, dar e și mai lor. Stai încet. Gata. Ha, ești bine? Da. În aventura vieții! Da, aventura strigatura! E fric de moră, mi-am luat doar o gecuță, dar mai încolo să fie soare și o să mergem numai pe soare, că pe aici nu e pădure, unde mergem noi. Soare, unde e soare? Wow, nu soare. Te cred unde sunt, ce încă toată sunt! Ia uite acolo zăpadă! Ăla-i diavoleța? Nu cred. Ba, ăla-i. De parte diavoleța. Ba, ăla-i, că se vede de pe toate părțile. Da, că am văzut eu, se tot apărea. Până acolo, cred că trebuie să urcăm. Până departe, unde e lucul lui. Nu, e până aici, 2 metri, uite că ești tu. E puțin. Păi mai sus vezi tu vreo linie? Eu nu văd nicio linie, e doar aici, 3 metri. Ce am, apă bune, asta puteam să facem pe jos? Hai te pe acolo. A, e mai sus, da. Pe acolo, nu. Aici face curbă telescaunul, eu telescaun cu curbă nu am mai văzut. Adică pe bune, acum am fi vorba între noi. Nici în Austria nu mi-a aducat să fie văzut. Prima la dreapta, spre pădure. Unde luăm înainte, unde e hău sau? Dreapta spre pădure. Încolo în sus. Aici oricum scopace. Mamă, ce sistem nebun aici. Bun. Op! Am luat curba. Frână bruscă. Uite pubele în pădure. Da, pentru aici urs, am înțeles că vine o dată pe an unul singur. La care urcă din ea. Sper să nu fie asta. Uite, am chit acum Valea Engadin asta. Acolo este Samadan. Și acolo este San Moritz, unde poate ajung, poate nu ajung, dar acolo este. Nu știu ce să fac mai repede, când n-ai bază mai ajung. Ce am observat eu aici este că sunt potești pe munte, uite, după cum se vede, dar în mare parte sunt destul de light pentru că fac serpentine multe. Și wow! Ne-a salutat Sorinel. Gata, am scăpat de umbră, am ieșit din vale.
capra munților. Pasărul capra neagră este capricornul în română, Steinbock în germană și Ibex în engleză. Capricorn. Capra cu coarne. Gata, mai copii, ne-au tras băieții ăștia aici la coborâne, dar... Uleșinoni! Capanele lăsăm pentru mai târziu. Noi trebuie să pornim, că avem treabă. Ia să vedem aici ce zice. Ziceți-o Alan Hutton, adică la toate astea în sus. Stai niște, că o să mă uit pe hartă. E în sus, oricum, n-are cum mai e. N-are cum în jos. Cum? O grădină, gartă, nu înseamnă grădină. Păi uite acolo, a, uite, marcajul Sfântului. Uite-le acolo. Alea sunt. Aici treci. Că aici stai la soare, băi, leșin, este ceva magic de vis. Uite. Hello, good morning. Uite, ăsta este al nostru. Două ore, trei ore. Tot în col. Bandă roșie. Aia e bandă roșie, ca la noi. Da, da. Hai, hai, Doamne. Hai, Doamne, că am început. Doamne, ajută! Este ceva de vis, absolut de vis. Vezi, Nori, unde ești? Da. O să mă echipez mai târziu, că n-am chef acum. Uite cum arată poteca. Este super light deocamdată, nicio problemă, se vede până departe încolo. Nu așa merge treaba, am obosit puțin, dar că am luat așa deodată. Dar în rest, este magie pură, magie. Am mai avansat puțin, poteca în continuare ușurică. Deocamdată suntem pe aceeași parte a muntelui, vedem cam același peisaj care este magic, oricum ar fi. Uite unde am venit. Am luat șapcuța mea preferată, este o șapcă puțin mai ciudată, nu de lumea de aia, dar mi-e place foarte mult și este de surf. Facem o mini pauză aici în mijlocul potecii. Magazinul ăla mic de unde m-am dus eu și am cumpărat din Italia. Și uite că am găsit și marketul. Am luat trei nimicuri care sunt și la noi, niște cereale, niște soi de eugenii, o apă, 10 euro, pac-pac. N-am mai apucat să luăm ceva, e foarte bun. Și stau și mă minunez de vârfurile astea, uite. Și o să vă pun niște poze, pentru că am luat o aplicație foarte tare. Mi-arată ce vârfuri sunt și asta stau și pun des la fiecare. Eu am plecat la traseu. Știm că aici sunt foarte multe picioare și imediat am găsit unul. Și am plecat cu sticla goală, dacă mai pomeni ceva și ceva. Hai să și gustăm. Stai un pic. Ceva naiba. E bine. Hai, mergi pe asta. Așa mai urcat și nu se vede. Uite, e și un elicopter care ceva pe acolo. Valea este aceeași. Poteca la fel de ușoară sau de grea. Singura chestie este că am obosit pentru că e altitudine. Cred că suntem la peste 2600 deja. Și se simte la respirație. Păi la 8.45 am plecat. La 8.45, o oră. De o oră, și am ajuns la urcare aici. E și un indicator acolo, vi-l arăt imediat. Fiți la gard, este în sus. Nu prea se vede că bate soarele. Cum v-am zis, o oră până aici. Urcăm pe versantul ăsta acum. Schimbăm puțin direcția. Dar am mai avea o oră 45, da. Eu știu ce să zic. Și după cum cred eu așa, ăla ar trebui să fie. Ne-a depășit toată lumea că am făcut și noi pauze, da? Nu ne grăbim nicăieri. Vreau să spun să-mi scuzați elvețiana. Germana a stricat că nu știu să pronunț nimic. Citesc și eu cum văd și eu ei. Pizie pizza.
Capiț, Vârfnic. Uite că am mai dat și de al doilea. Apă, mai puțin plastic, vă umpleți aici sticlele. Și la noi, la 3175 metri, este apă Leitung, nu știu ce înseamnă, probabil tot de izvor sau nu știu. Da, Șamana George este aici, mergem noi. Dar uitați-vă un pic cum se vede ghețarul. Și acolo pe culmea asta sunt două căbănuțe. Se văd de aici. Este ceva magic. M-am udat. Hai, să continuăm. Mai avem. Am urcat și am urcat și ne așezăm și noi un pic aici. Că e greu de la altitudine. 135. Înseamnă că am 180. Și un paharel. Ce să punem noi în paharelul ăla? O să punem o bere? Sau un vin? Vrea, cum? Rivela. Da, dau și nefiltrată. Rivela nefiltrată, îmi doresc un shot de ea, știi tu. De Jäger. Nu? Dar mi-e frică să o beau înainte de vârf, că poate mai pot să urc. Nu știu, hai vedem. Follow this way for 350 meters. De-abia acum începe treaba. Începe să fie un pic mai abrupt și mai stâncos. Greetings, good morning. Și noi să facem un pic pauză. Uite aici apare ca un loc de cor, vezi? Cazemat. Să zici că mi-e foame. Vrei să mâncăm un sandwich, te rog? Ca să mai am putere, că parcă nu mai. Am de făcut aici niște treburi pentru Nori, pentru că a cărat sandwich-urile. Eu ca obosită ce sunt. La borsetă. Stai că nu stau bine aici. Le-a și făcut, le-a și cărat, le-a și cumpărat, cum ar veni. Și ce crezi că nu am... Mulțumesc. Topită, dar nu brânză. Nu știu ce ai făcut, mănânc orice, simt că mi-e foame acum. Și abia 10 jumate, deci nu e grav. O, șuncă elvețiană. Toate sunt elvețiene? Da. Asta e bună. Mm. Și pâinea e diferită aici. E dulce. Nu e foarte dulce, dar... altfel de grâu, nu știu, altfel. Se simte altfel. Știi ce lipsește? Supa de roșii. Supa lui Nori este bombă. Cine mai care un litru de supă, 2 litri, cât e acolo? Pe traseu, dar e... Mamă, știi cum e? Ne pare de faptul că nu avem lingură, bem așa din ea. Au dat călătoria? Gata, pânzica. S-a făcut răcorică, bate vântuțul. Și îi dăm. E mai accidentată și poate aici. Și mai abruptă. Ia uitați, dragii mei, ca bordul lac. Absolut genial. San Moritz, Colvaci, ăla din spate, lacul, nu știu cum se numește, și una din vârfurile alea este Palu, acolo, pe ghețară. Și acolo mai e un lac, cam departe, nu vreau să vede. Este o încălzare asta aici, plină de grohotiș și începe să urcăm aici, la stâncărie. Haide, fetița munților! Haide, fetița munților! Hai să nu oprim puțin să treacă ei, că merg mai repede ca noi. Pune-te undeva cu fundul, să stai jos. Haide, fetița munților! Haide, fetița munților! Uite ce mai lat, uite acolo o gaură. Așa. Să uităm puțin că nu mai merge mai repede. Dar suntem caldeșinate. Te pune fundul jos aici. Uite aici. Haide, fetița munților. Fetița munților. Îmi pare lejer. Chiar lejereană. Acum abia pare că începe traseul. Adevărat. Da, acolo.
Bernina sau de acolo. Mă rog, se vede poate că avem tot rogătișul ăsta. Mi spar spre safe potețile, nu e bani. Acum arată. Nu, sunt, e plată poteca efectiv, nu e curățată cum ar veni. Haide, fetița munților! Haide, fetița munților! Nu vine să crede-mă să-mi sunt mută de mire! Haide, fetița munților! Dacă nu știu ce să zic ca să-mi exprim starea, știi? Ce plăcuțe, dar... Da, ce natură de asta, alpină. Hai că ajungem, suntem aproape. Se văd stegulețele și un pic din cabană. Ăla-i vârful. Nu prea îmi vine să cred, dar mai e foarte puțin. A fost destul de ușor. Obositor, dar ușor așa, ca potecă. Nu e extrem. Ne-am odihnit, am mers încet. E super. Am mai aruncat un pic, am dat de niște lespezi, cap, făgăraș. Și acolo departe este Lago Bianco, ăla de l-am văzut când am trecut trenul și care a fost și preferatul meu, mi s-a părut cel mai frumos. Și pe acolo am trecut trenul. Și mai avem aici o râtopă asta. Nu mai e mult. Dar poteca e foarte mișto. Adică e, nu știu cum să zic, parcă și pietrele astea sunt puse exact ca să mergem noi bine. Ca niște scări. Vedeți? Shit got serious. Grauz la cabana, dar se vede acolo. Unde sunt steagurile? Unde sunt steagurile? Da, sunt tot în față așa semnele. Pregătiți-vă, dragii mei, după 3 ore fix, la 3 ore fix de la gondolă, deci 45, am ajuns la cabană. Acolo scria 2 ore 45, ne-am făcut în 3. Se umplește și înainte de la altitudine, deja se simte, este 3100 și ceva aici. Oamenii de prin zona care urcă, văd că s-o obliniți, că nu respiră greu ca noi. George Sute, 3200. Toaleta, aici e o chestie, nu v-am zis, e o chestie interesantă, aici pe munți, la cabanele astea, tot timpul este o toaletă panoramică. De râs, hai să mergem, că nu e nimeni ca să-mi stăm acolo după aia. Vedea vară și peisajul, iar vârful este acolo, mai este puțin până la vârf, nu mă las, dar ne oprim aici, la toaleta panoramică. O, Doamne, dă-te înainte. Miroase a toaletă un pic. Du-te. Du-te că după aia mă duc și eu. Dar asta nu e cu geam. Dar puti, uai! Ce curat este! E curat, nu?
Uitați-vă cum e construită cabana. Trei mici ceva. Kind of picnic. Și cabana este pare... Hai să vedem aici cum e terasa. Aici nu e apă de băut. Aici nu e pentru gunoi. Nimic nu este ce pare. Ziua. A, uite, ar trebui să ne luăm și noi niște din alea. Hello, guten tag. Ar trebui să ne luăm și noi din alea. Happy birthday to you. Parcă și mie mi-e lene, mă, nu mai vreau, da. Nu mai, pot să-l văd de aici, adică nu... Însă n-am eu o pozică cu 3800 acolo, cât e? Păi degeta acolo, uite. Vreau să mă duc. Și te sper dacă nu merg eu? Nu. Dar nici tu să nu te sper dacă, dacă eu merg. Nu. Eu m-aș bucura dacă m-ai lăsat aici. Da? Bine, nu am putut. Poți să fac o poză dacă vrei de acolo. Da, vreau. Pa, Nori, să stai cu minte aici. Pa. Mă duc la vârf. Nori nu mai vrea, dar eu trebuie să cucerez vârful, nu se poate așa. Hai, stau băsită de mort, dar nici nu vreau să stau prea mult, că mă răcesc. M-am îmbrăcat, mi-am pus un pus de asta, că e frică. Și mă duc. Încet așa. Avansat puțin. Se văd lacurile alea. Se văd lacurile alea magic. Uite unde a rămas căbănuța și Nori. De data asta sunt foarte hotărâtă. Nu mă las. Nu sunt așa căzută ca dețile trecute. Pentru că, nu știu, motivația e mare astăzi. Până nu fac poză cu training cât e acolo, nu mă las. Nu mă las și cu asta la asta. Și oricum, să aveți răbdare, să vedeți, se vede din vârf, bine, se vede deja. Uitați, I'm gonna do a video, don't laugh. Ia uitați, acolo este Nori la cabană. Acolo este ghețarul. Acolo este valea pe unde am urcat. Acolo sunt alte trei lacuri care au apărut deodată. Pe acolo trece trenul pe la lacul la mare. Și cât te uiți în toate direcțiile, sunt munți. I'm awkward, no? Our language sounds funny. Uh-huh. Yeah? Yes. It's a Latin language, so everybody thinks we should speak Italian, but we don't. From Romania. Romania.
Romanian. Yeah, it's a Latin language. It's it resembles, but not quite. I can't speak Italian, and everybody. But you speak? No, I don't. Yeah. Acolo este San Moritz. San Moritz acolo. Doamne, câți munți. Nu îmi vine să cred. Sunt mai mult decât încântată. Deci nu cred că este un loc mai frumos în care să fi fost. Nu mi-aduc aminte. Poate la Rainbow Mountain. Tot așa, un munte foarte înalt, dar parcă aici priveliștea este de 10 ori mai frumoasă. Aici este ca un acoperiș, așa. Unde te ascunzi probabil în caz de ploaie. Unde sunt niște oameni foarte drăguți care mi-au făcut poză. Uite, aici este și o panoplă. Suntem la... Ia uite aici. Where is it? Where is it? Absolut magic, nu am văzut în viața mea atâtea vârfuri, cobor cât de repede pot. La nori, că nu vreau să las mai mult singură și mă simt prost acum. Și gata, sunt mulțumită și încântată. 3200. Nu e chiar record, dar un soi de record. Gata, am făcut 10 minute până la cabană. Am mers un pic mai repede, sunt ceva pasaje expuse, dar nu de pe mult. Hai să vedem ce face nori. E înghețată nori. Hola. Zici că nu era plăcută cu numărătarea. Nu? Și am căutat și nu era. Nu te crede nimeni. Nu mă crede nimeni ce altitudine, dar țin să spun că munții se văd 360. Cât vezi cu ochii? Nu se termină în nicio direcție. Nu se termină, e mult, mult peste. Peste tot. Dragii mei, am reușit. Mi-am luat o berică aici să sărbătoresc. Ari nu vrea berică că e ora 11 de dimineața? Da. Merge. E 12? 12. Cât am făcut oare? Am făcut jumătate de oră sau mai mult? Nu știu. Unu? Unu? Gata, am băut bericica, ne luăm la repetere. Coborăm aici bucățica asta de stâncărie. Hai! You've made it! Good job! Enjoy! Așa, voiam să zic că am cumpărat o bere, un ceai, două ciocolățele și atât, nu? Am mai luat ceva, nu? Așa, și a costat 20 de bănuți de franci, practic 20 de euro, nu îți pare nici mult, nici puțin. Decent. Și acum coborâm să mergem spre Segantini Hut, adică altă căbănuță. Să vedem dacă e mai frumoasă. Și ne-a zis doamna de aici că ei nu coboară de aici, mâncarea o aduc elicopterul și dorm aici. Mult timp. Până se închide sezonul, probabil, sau cine știe. Oameni de multe. Păi și iarna nu se urcă oare? Nu știu. Probabil. Gata, am ajuns din nou la acest indicator. Noi încolo trebuie să mergem. Cabana Segantini. Bine că nu scrie cât facem. Că, mă rog. Și drumul e pe acolo așa. La bază și până aici am făcut 5 ore. Noi stând aici la locul bine știut ăsta cu cazemata,
și la indicator, pentru că pe indicator nu scrie cât mai este până la Segantini. M-am tot uitat pe hartă și comparând cu ce am făcut până acolo, ne-am dat seama că este foarte departe, foarte departe. Și am hotărât să coborăm pe unde am venit, că e foarte simplu, și să ne mai plimbăm pe acolo, prin orășele. Cred că e de ajuns, oricum suntem rupți, deși am făcut doar 4,25 km, dar rupt, ceva mai de capul nostru. What's up? We meet again in the same spot. We are going, we are here. Yeah. Where are you going now? Down? Pontresina. On a trail or with a lift? No. And then drop it? Depende. It depends on the knees. For us the same. We wanted to go to Segantini, but I looked on the map and it's very, very far. So, yeah. Very far, yeah. 2 hours. 2 hours is not much, but it's uphill. After Segantini, you can go to Mota Moraș. We know, yeah. 2 hours, 2 and a half. We don't know what to do. We are tired. So you? Yeah. You want? we go to Pontresina. I don't know if by foot or by cable. Back is not. Hai că în sfârșit aici într-o valicică mai bate vântul, pentru că a bătut vântul foarte, foarte tare, ne-a mars pe față și tot. Și până la urmă am decis și am coborât pe același drum exact pe unde am urcat. Nu are câte ceas. În total am făcut la 9, să zicem, 6 ore. 6 ore în total, până aici la cabină n-am coborât de tot. Acum ne gândim dacă luăm cabina sau nu. Și gata, pentru că este foarte important să știi când să te retragi de pe munte. Ne lua vântul pe sus și eram deja foarte obosite, pentru că diferența de nivel era destul de mare. Cu toate că poteca e bine făcută. Oh, a început iar. Ok. Trebuie să luate vântul. Gata, here we are at the cabana. Cred că trebuie să dăm un bănuț. Deci, la toate te place colegul. Știți ce n-am făcut aici? N-am făcut pipi la copac, că mi se pare chestia foarte interesantă de zis. Unul, că nu era copac. Pipi la copac. Unul, pentru că nu era pe nici copac. Da, dar sunt aici, nu? Suntem noi? Da. Nu știu. Nu era pipi la copac? Da. Asta sunt capete. Dragii mei dragi, mă doare capul de înnebunesc, nu știu dacă de la traseu, de la altitudine sau de oboseală, habar n-am. Suntem încă în telescaun, dar ajungem aici foarte repede, pentru că n-am mai putut să cobor pe jos, că mi s-a blocat genunchiul, ca de fiecare dată. Și vă mulțumesc că v-ați uitat la clip. Asta a fost clipul cu traseul. Eu o să-i cer un sandwich lui Nori, pentru că mor și de foame. Nu prea mâncam mare lucru. Și facem o plimbare pe aici. Dacă mi se pare interesant, începe următorul clip. Dacă nu, începe următorul clip mâine. Pa, pa!